Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele din ansamblu de aici? Cum ați aflat, practic, despre el? Căutăm pe internet. Tot încercat să găsesc o casă gata făcută, în contrapartidă la a construi una nouă. Și căutând pe internet și văzând foarte multe case, m-am oprit pentru această alegere. Ce vă place la casă cel mai mult? Ce v-a plăcut? Ce v-a atras, practic, pentru care ați cumpărat-o? Care au fost cauzele, motivele? În primul rând căutam o casă fără etaj, cu un pic de curticică, și se pare că până la ora actuală mi-am trunit toate solicitările și toate doleanțele, pentru că de acum mai întinerim, înaintăm în vârstă și va fi din ce în ce mai greu și prefer o casă pe pământ fără etaj. Mai mult de atât, mi-a plăcut amplasamentul în sensul unei comunități. Am mai vizionat și alte zone în care ori erau foarte aglomerate, ori erau chiar în câmp, în câmp. Ce zone, cum ar fi? Deci am văzut și în Bavaria Park, unde sunt câteva case doar construite și în rest mai nimic. Am văzut și în partea de vest a orașului, am văzut și în partea de sud a orașului, dar până una alta, ceea ce am văzut aici ca locație mi-a plăcut cel mai mult. Am înțeles. Și ca și preț, vi se pare ok? Sigur, colaborarea aici, cum a fost cu echipa de Dresden? A fost bună, oamenii au fost deschiși și chiar nu au fost probleme de comunicare. Ne-am înțeles destul de repede. Sigur, asupra prețului întotdeauna există discuții pro și contra, că e mult, că e puțin. Am căzut pe un preț agreat de ambele părți, asta este cel mai important. Sigur, interesul meu era să mă mut și cât mai repede. Partea proastă este că au fost foarte multe amenajări pe care a trebuit să mi le fac singur, cum ar fi închidere de terasă, pavare de curte și așa mai departe, lucruri care nu au fost prinse și ne-au spus de la început că nu sunt prinse standardul de casă pe care livrează. Ne-a luat ceva timp, fiind și vremea nefavorabilă pentru o mutare, dar mie îmi place că mă mut într-o casă nouă să încerc să am toate utilitățile și absolut tot ce trebuie la îndemână. Deci, încă o dată, oamenii au fost foarte, foarte deschiși, orice doleanțe am mai avut mici, am fost rezolvate de cei de aici din șantier. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Nu aveți pentru ce. Sigur, ar fi și părți negative, dacă tot mai avem timp și spațiu. Și aici mă refer la lipsa unei zone comune de epurare și apă potabilă. Ar fi trebuit la un astfel de ansamblu să se construiască din capul locului, din proiectare, o zonă de epurare a apei și deversare, să ai și canalizare. Pentru că dacă iei costurile cu puțurile, hidrofoarele, fosele septice pentru fiecare casă în parte, cred că se putea face o stație de alimentare cu apă generală pentru toată lumea, cu o stație de purificare a apei și, de asemenea, o stație de epurare a apelor menajere. Asta este ca un punct de vedere al meu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!